început. Nu ți-am spus că te iubesc, dar eu știu că e priceput. Dacă nu te-aș fi iubit, mă retrăgeam fără probleme. Înțelegeam că nu e reciproc, sigur mai devreme. Nu te-aș fi iubit, nu ți-aș fi permis deloc să flirtezi cu mine, să mă faci ca să-i o foc. Ca bărbat nu prea stă bine mie să înghit în sex. Și chiar dacă te iubesc, eu acum plec. Dar cui îi pasă, dar cui îi pasă? La restaurant nu lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Ca să înțelegi că am plecat de tot. Dar cui îi pasă, dar cui îi pasă? La restaurant nu lucrează până dimineață. Și eu azi nu mai ajung acasă. Angela, eu gata curățenia. E bani de acolo pe masă. Și s-fac? E bani de acolo pe masă. Nu înțeleg. Nu vinim cu așa, e bani de pe masă. Aiștia? Ia uite ce s-au dat banii. Hai, rămâi sănătoasă. Auzi, Vera, ieși-ți pe scaunul și ala o leacă. Da și... Vera, tu să mă ierți că eu așa... Dar de când am auzit că s-a molipsit Tamara cu Lucica, așa mă tem de nevoia asta. Dar ele cum să mai sunt? Ei, ofcic, așa de rău. Și de 2 săptămâni în spital și nici o îmbunătățire. Este chip să ajung la reanimare. Stau într-un spital? Am auzit că-i diferite. Tamara, mă tind că-i la salvare, dar Lucica e la așa la nou... Moldexpo. Moldexpo. O, dar oare de unde s-a molipsit ele, a? Ei, de unde, de unde? Nu știu de unde. Tu să mă ierți, dar cum să reuși să văd eu ele în ultimul timp? S-au mușcat ca două vipere. Și s-au trăjit una pe alta. Vera, ți-a șugui? Eu până afla că ele s-au molipsit, nici nu precredem în nevoia asta. Dar mă, așa o frică, m-a prins, ia ca tu nu-ți teni. Ei, nu mă tem, sigur că mă tem și nu som și eu. Mă păzesc cum pot, dar de-amu, cum o vrea Dumnezeu. Tu nu-ți tini să mori? Da și să mă tem. Copiii i-am crescut, i-am aranjat la casele lor. Ei, hai să nu mai grăim despre asta. Angela, noi și fără nevoie asta nu știm și putem păți. Ia că eu azi trebuie să fiu moartă după ce am chicat din cireșul ăla. Dar dacă s-au găsit oameni buni și am avut zile... Vera, nu mă nervași tu. Am grăit din ea rupt. Eu încerc să mă liniștesc, dar ei nici despre moarte. Ia hai du-te. Ei, hai, dar rămâi sănătoasă. Da, uși, s-au mai dat banii ăștia. Dar oare una am nimerit eu? La nine nimerit, Sorge. Cine este? Dumnezeu, Fiodor. Cine? Dar unde ești că nu te văd? Ia ca așa, Fiodorovici. Nu-l vedeți voi pe Dumnezeu când El e chiar lângă voi. Nikita, tu ești! Voi oamenii, Fiodor Fiodorovici, nu aveți puterea să mă vedeți pe mine cum arăt cu adevărat. Și ca să mă puteți vedea, eu mă înfățișez în chip de vecinii voștri. Ești fix vecinul meu, Nikita! Dacă mai vedea cum sunt, apoi chiori. Dar de ce nu te întrebi tu, Fiodor Fiodorovici, de ce te-am chemat eu la mine? Dar și gata? M-ai chemat la tine? Stai, Fiodor Fiodorovici, de-ți te întreb altfel. Deși crezi că m-am înfățișat în fața mea? Deși, Doamne, te-ai înfățișat în fața mea? Ca să te mai dau la brazdă, Fiodor Fiodorovici. Tu ești un om drept, dar duci o viață strâmbă. Dar-s drept, e drept. Gândești ghine, dar faci rău. Dar măcar ghine că gândesc ghine. Asculți mult,
da auzi puțin. Aha. Am înțeles. Mai pe mine în sufletul tău, dar te porți de parcă nu mai avem. Cum adică? Grăiești ca un înger, bei ca un porc. Aha. Tot e clar. Așa nu mai merge, Fiodor Fiodorovici. Amuși vin bătrânețele. Trebuie să te pui pe drumul cel bun. Te trezești, Fiodor Fiodorovici. Trezești-te! Trezești-te! Trezești-te, Fiodor Fiodorovici! Trezești-te! 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 Trezește-te și cu tine! Trezește-te și cu tine! Și cu tine! Și-ai gisat? Pe tine, Doamne! Te-am gisat. El încă nu s-a trezit. Care Doamne și nu mă cunoști? Nichita! Tu l-ai pe Dumnezeu în tine. Dar te porți de parcă nu l-ai avea. Grăiești ca un pop. Și ai gisat? Pe tine. A, nu, pe Dumnezeu. Serios, l-am gisat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu arăta ca tine. Tu ai băut azi dimineață? N-am luat chicături în gură. Nichita, tu gândești ghini, dar faci rău. Ia până ți-ai venit tu în șire, n-ai să-mi dai nici chiroane la 200 și-mi trebuie. Așa. Vrei să bați ultimul chiron în săcriu în el? Păi dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, măcar și nu l-ai întrebat când se termină urgia asta. Ea ca nu l-am întrebat. Poate dacă nu mă trezăi, îl întrebam, dar dacă m-ai trezit. Și m-ai trezit, ei. Am o fetiță. Vreau și eu. Simonciuc, cum părăți? Ia că și te-o spun eu ție. Fă-ți dacă vrei. Da, fă-ți. Eu am de m-aș vedea ajuns în Moldova. Dar stai, leacă. Ce nu poți via acasă? Dar cum Aldivar mi s-a dus amul la Italia? Păi, drept să-ți spun, nu știu. Eu venit la destea, la muncă, sezonier, da? Da, la cules de gumi s-a dus. Na, ce să zic, amuncă-i pandemie, fermierii italieni n-au brațe de muncă și strâng roada. Și eu cred că de atâta le dă drumul la moldovenii aici. Dar, de fapt, ei au venit cu pașaport românești, da? Ei, dar și cu a noastră? Nu mai prinești nimic cu a noastră nicăieri. Da, dar mai este o problemă, Favorică. Pe dânsa o chemat-o cineva, e o venit la vreun neam de aici, ceva aici. Un văr de nostru. Băi, tu știi și este porcoșul unii moldoveni de-ai noștri. Cheamă moldoveni în Italia, le dau de muncă,
și ne plătesc mult mai rău decât italienii. Și dacă o nimerit mâna moldovenilor, apoi vai de dânsa. Ia că n-am știut de asta. Și chiar așa ceva se întâmplă acolo? Ce, cum tu ai crezut? Aici moldovenii care vin amu așa de lacom de muncă și de bani, lucrează câte 10 și 12 ore pe zi. Și moldovenii de aici folosesc de asta. Ia că n-am știut. Chiar am să o întreb pe Varmea. Da. Fabio Rică, dar e drept ce am auzit că s-o molexit, s-o îmbolnăzit Lucica cu Tamara? E drept, Simoncic. Și chiar am să spun mai multe. E tare grav la dânsele la amândouă. Doamne ferește. Doamne ferește, măi. Păi, Olega, nu ne-a dus și văd de-astea băhlite și chirșite, crăță și aia nasle mănânci, băi. Nie, băi, Oleg, signora Agustina, tare ghinii ne-o lămurit și la dâns și futbolul îi așa dezvoltat. Ie, băi, pe lângă campionatul ăsta pentru maturi, au și campionatul pentru copii de 8 ani. Ei, da. Și nu numai, au campionat pentru copii de 8 ani. Au campionat pentru copii de 9 ani, pentru copii de 10 ani, de 11, mai scurt, de toate vârstele. Ap cum, ei? Cum să n-aibă ei așa fotbaliști ca Paolo Maldini, ca Roberto Baggio, ca Materazzi? Cum? Da la noi? Ii, da la noi? La noi parcă e nu de 8 ani, dar de 20 de ani și-i bagă în teren. Știi ce mi-a mai zis signora Agustina, ei, Oleg? Mi-a zis că la dâns și toate bisericile au echipă de fotbal. Să închipui, bisericile joacă fotbol între dânsele. Apoi eu îți mai zic o dată, ei, cum? Cum să n-aibă cel mai bun fotbol din lume? Cum? Cum, bisericile? Și joacă popa cu preoteasa? Ce joacă popa cu preoteasa? Tu și nu știi, ei, pochii lor n-au preoteasă. Nu, adică cum, ei nu sunt soară. Ei, tu nu mă gândești la asta, ei. Fiecare biserică are echipa lui de fotbol, înțelegi? Și care e formată din copchii aloșie care îmblă la biserica asta. Da, și pochii lor nu sunt soară? Dar și tu nu știi? Pochii de credința lor nu sunt soară. Stai, cum îi numești pe dânsi, băi? Stai, a noștri sunt ortodoși, dacă la dânsi, pe dânsi cum îi numești? Cum catolici. O, catolici, da, da. Eu știem că călugării nu sunt soară. E, nu, băi. La noi călugări nu sunt soară, dar la dânși nu sunt soară nici călugări, nici pochi. Ap și pochilor lor li mai greu fără femei? Nu știu mai cui li mai greu. Pochilor lor fără femei sau pochilor noștri cu femei? Fiu, dacă vreau să-ți zic ceva. Voi aici ansurați, vă prostiți de ghinici vă este. Ei, femeia în casă, eu comoară. Eu, dacă aș avea o femeie, aș fi cel mai fericit om. Eu te uiți și dă din trânsul. Și n-ai zis nici până muia, băi, că-ți găsăm o femeie. Dar și să zic? Și cum vrei să știi? Înaltă, blondă, cu ochii albaștri, cu părul creț, cum? Tu râzi de mine, așa-i? Principalul să știi sănătoasă și să fac mâncare. Bă, dar tu ai pretenții mari! Bună, dacă zici, las că-ți găsim noi o nireasă. Eu îți găsesc. Pentru că eu, Oleg, duc o viață strâmbă, dar gândesc drept. Dar și nu ți-a spus minciuna asta? Dumnezeu.
E ca și l-ai adus pe ei, ce să fac eu cu dânsul, băi? Hai, du-și strângi. Băi, Valerica, dar și-am auzit eu că ați mărit taxa pe sat, așa-i? Cam de o săptămână e 30 de lei. Păi, înainte era 20 și amudeam 30. Deși 25 nu era bun, da? Dar și mă întreg pe mine? Întreabă patronul. Dacă mă duci până la mama și înapoi, apasă și bătunșa cât asta e. Dacă te duc încolo și ne întoarcem deodată înapoi, azi și 45. 30 plus 15. Înapoi asta la jumătate de preț, da? Dacă ne întoarcem deodată, da. Dar dacă te rețipi mai mult, înseamnă că azi și 30 încolo și 30 încoace. Se spun și aia în sacoșă? Deși miroasă? Da. Chipieri în pluț, așa? Stai, Valerica, să-ți iar... Nu, iar ta când că n-am luat prânzul azi. Eu. Dar și baba nu poate găti, așa? Ei, nu poate. Poate, da. Știi, băi, Valerica, și bucurie am eu când îi duc mâncărică gata făcută de mine. O, săraca mai are de trăit vreo 2-3 ani și vreau, băi, Valerica, să-i facă anii ăștia mai frumoși. Of, cât tare s-a mai chinuit la viața ei. Mă ating că ți-i mai tare îți place să gătești decât să-i mănânci. Serios, băi, Valerica? Tu știi și bucuria am eu să îi duc mamei mâncare făcută de mine. E ca așa, e ca eu câte un șaunel, câte un castronaș și îi duc mâncărică caldă. Iau, nici o nișcare la casa ta mare. Băi, Valeric, dar tu știi ceva de dânsa? Ceva de starea ei, știi? E rău. Nu o să știi dacă a să scăpe. Ei, Doamne ferește, băi, Valeric, și cu tine. Poate să-ți gură. La casa lui Cică ea că nu-i nimeni. Parcă au moart la casă. Dar și la lui Cică așa-i de rău? Și la lui Cică e rău. Sfinte. Oamenii care treceau prin poarta mă iau și că trec partea cealaltă de drum. Of, moldovenii ăștia, de-a mălii greață. Parcă asta nu-i se poate întâmpla oricui. Așa-i. Of, și viața asta, ia uite, cum erau ele două prieteni la început, urmă două dușmânși și am uite la ce-o ajuns ele, Doamne ferește. Da. Băi, Valerica, da, ele ți erau buni pasageri, așa-i? Păi și ai tu niște bănișori cu dânsele, a? Da. Cât erau prieteni, da, dar de când s-a sfădit, gata, nu s-a mai folosit nici una de taxe. Ce să-i faci, așa-i viața. Viață, legată cu ață. S-a rupt ața, s-a terminat viața. Din spate parcă arată Ghine. Eee, s-o vezi tu din față.
tare bună femeie. Vadană. Azi 6 de ani. Bărbatul a murit amuia 3 ani în urmă. Tare frumoasă. Și-i nantă aproape cât tine. Dar tu și ei zis? Băi, i-am zis așa cum este. Că ești băiat serios și că vrei să faci o familie. Și că n-ai nicio pretenție. Dar ei și-o zis? E tot așa, au zis, că n-are nicio pretenție. Dar ei știe. Hai, du-te, du-te. Dar ce să-i spun? Ce să-i spun? Zi-mi și tu ceva despre viață, spune și gospodărie ai. Fă-i un compliment, au și păr negru frumos are. Hai, du-te. Dar nu pot, Fiodor Fiodorovich. Oi, Olegă, tu știi cât m-a costat să o aduc pe dânsa aici? Nu-mi strica bunătatea de logodnă. M-aș mă râde, m-aș râde. Bună ziua! Bună ziua! Facem cunoștință, Oleg! Maricica! Fiodor Fiodorovich, o zis că vrei să trăiești cu mine. Da, sunt gata să trăiesc cu tine. Foarte tare vreau să trăiesc cu tine. Ești bărbatul vieții mele. Mă iubești? Mă iubești? Râdeți amândoi ca niște conduși. Așa e, Oleg, nu ți-am plăcut. Ia, Oleg, ce-i frumoasă! Mă iubești? Ia, uite, mă, ce-i frumoasă! Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și Ambasadei SUA în Moldova. Conținutul nu reflectă opinia Ambasadei SUA în Moldova sau organizației IREX. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine echipei de producție.